A fost înșelată, mințită și părăsită, a suportat umilințe de la mantele soțului, iar lovitura cea mai dureroasă a venit când a aflat că una dintre ele este însărcinată cu omul pe care îl credea al ei pe viață. Fosta soție a fotbalistului Gabi Enache a povestit pas cu pas cum a trăit în umbra amantelor de ocazie și cum a decis să ia viața de la zero, fără nicio susținere din partea nimănui. Interviul care va demonta mitul soțiilor de fotbaliști, fericite și răsfățate, adevărul de dincolo de paginile tabloidelor, îl ascultați chiar acum. Sunt lucruri care dor, pentru că suntem oameni. Și așa cum ți-am spus la început, puține femei ar vorbi așa. Așa frumos. Și nu se dea în fostul. Goodbye my friend. You have been the one. You have been the one for me. Cum înțelegeam cu Gabi, bine până la un moment dat. Câți ani de relație? De căsătorie? De relație aproape 5. De căsătorie aproape 3. Totul a fost bine? Da, știi cum e viața. E bine, după care nu știi niciodată la ce să te aștepți. Când ți-ai dat tu seama că, bă, ceva nu este în regulă? Nu știu dacă mi-am dat seama exact. Cred că au fost lucrurile așa de rapide încât m-am trezit în mijlocul problemei. Când nu poți să-ți asumi niște lucruri ca și om, încerci să găsești un vinovat mereu. Și atunci eu eram cea crizată și el își găsea liniștea sau așa mai departe, la părinți. De ce spui că erai cea crizată? Păi știi cum e când e vorba aceea, hoțul strigă hoțul. Când el îmi spunea, nu știu, că pleacă, că și îmi dădeam seama că nu e așa, mereu puneam problema, măi, dar de ce spui așa dacă nu e? Și atunci zicea că ești nebună, ți se pare, ai tu filmele tale. A fost greu o perioadă, după care, știi cum e, le spun eu la fete, sunt leu și sunt luptătoare. Cum ai reacționat tu? Ce-ai făcut? Nici nu știu dacă am reacționat într-un mod special, sincer. Spun, am fost oarecum șocată și șocată de modul în care s-a procedat. Pentru că, totuși, de la o vârstă, știi, poți să pui lucrurile pe masă și să tragi linie. Sincer, încă am refuzat să vorbesc cu el, ceea ce ne privește pe noi, am vorbit doar strict de fată. Nu cred că mai e ceva de discutat. Tot timpul pentru copilul tău vrei ce e mai bun. Dar e ok și acum, fată. Întreabă de el? Vreau să ne oprim puțin. Nu, întreabă pentru că e micuță. Este tatălui Anais și cam atât. Tu crezi că nu să se ajungă la momentul ăsta să aibă o amantă, pe acea vestită Lena, da? A mai călcat el strâm și nu ți-ai dat seama pentru că erai orbită de dragoste? Probabil că da. Tot timpul după afli mai multe, știi? Vine lumea și spune una alta și atunci parcă deschizi și tu mai mult ochii. Au fost momente în care te-ai gândit, mă, poate am greșit și eu? Ei, cu siguranță, știi, într-o relație greșesc ambii. Nu știu dacă e... Unde crezi că ai greșit tu? Crezi că ai contribuit la această despărțire în vreun fel? Nu știu dacă la ce a făcut el am contribuit eu într-un fel, dar și chiar în ultimul timp nu mai eram nici măcar cicălitoare. Știi că, într-adevăr, la început eram cicălitoare. Dar mi-a trecut și etapa aceea. Eram chiar ok, adică înțelegeam. Nu dădeam sute de telefoane, nu insistam, nu... Ce am să-mi reproșez e că... Poate o perioadă de timp am fost cicălitoare la modul... Dar știi cum e când te simți oarecum mințită, încep cu întrebările ca femeie, știi cum sunt femeile. Mai pleca în oraș... Nu știu, dau un exemplu acum, nu e ceva
mă simțeam rău, îi spuneam, vezi, ai grijă la telefon, că dacă e ceva te sun, și puteam să sun că, nu știu, îmi răspundea după 3 ore. Am primit de la fete, știi, mai primeam asta, da, mai primeam. Ce spunea? Ei, diverse, nu aș vrea să dau exemple. Dar erau, adică, îți spuneau ceva de el? Că a fost cu cineva? Exact, da. Și tu? Nu băgai în seamă? Mă întrebam, îți dai seama că acum nu pot să nu bagi în seamă. Întrebam, mi-a explicat situația sau așa și... Taburea. Si cum vrei tu. Tu mințeai, nu știai, erai tot ce aveam și nu-ți poza. Când ai auzit tu că amanta este însărcinată, cum a fost? Băi, sincer, cred că am aflat destul de târziu. A fost așa, nici nu știu să spun cum a fost, că nu știu cum a fost nici eu. Adică, ok, cred că am întrebat dacă e pe bune sau nu știu. Eu nu aveam acces la contul ei. Adică eu nu am avut cum să-i văd pozele până la un moment dat. Să înțeleg că ea te blocase. Nu știu dacă mă blocase, doar că era un cont privat. Și nu știu, cum să zic, nu o bănuiam neapărat pe ea să insist sau să rog pe o prietenă, băi, hai vedem cum facem, știi cum sunt fetele. Nu am făcut chestia aceasta, am aflat întâmplător de pozele respective, după care am mai văzut mai multe în momentul în care s-a aflat toată povestea și au dat la televizor. Cred că atunci am văzut cele mai multe poze, în rest nu am avut acces la aceste poze. Spun asta pentru că ei aveau ceva timp împreună. Da, aveau. Ai mai aflat ceva? Nu că am aflat ceva. Nu. Știai? Nu știam atunci. Atunci nu, dar după. Se pare acum știam, amuzant, pentru că ți-am spus, după primești foarte multe informații, ce, cum, când, știi? Și acum, trecând peste, mi se pare amuzant de toate informațiile care mi-au venit ulterior. Adică informații de genul că sunt de, mai erau de un an împreună? Nu chiar, de exemplu. Da. Adică practic ei aveau câteva luni bune. Da. Ce-ți mai dorești tu de la Gabi acum, după ce o să divorțați? Păi nu mai îmi doresc nimic în afara faptului de a avea grijă de cea mică sau de a se interesa și el oarecum de cea mică. Financiar te ajută? Nu. Deloc? Deloc. Sunt lucruri care dor, pentru că suntem oameni. Și așa cum ți-am spus la început, puține femei ar vorbi așa. Așa frumos. Și nu se dea în fostul, pentru că tu dai dovadă și de o educație aparte. Spun asta pentru că poate unele femei, dacă erau în situația ta, poate nu voiau să îl mai lase pe tatăl să mai vorbească cu copilul lui și nu îl mai lăsa să mai vorbească până când instanța va decide ceva. Tu nu te-ai gândit la asta. Sau te-ai gândit? Nu m-am gândit niciodată, pentru că mă gândesc la Anais, în primul rând, știi? Nu am de ce să fac aceste lucruri. Te gândești că totuși are un tată și ar trebui... Da, e normal. Să ai o legătură cu el. Știi, oricare sunt problemele noastre, ea nu trebuie să simtă. Goodbye, my friend, you have been the one. You have been the one for